Ghidul nesimțitului, de Radu Paraschivescu. Cum să simți un nesimțit? România nu are contract de exclusivitate cu nesimțirea. Aceasta este globală, dinamică și atentă la schimbările din jur. Ea e percepută peste tot și regretată nicăieri. Firește, nesimțitul român nu seamănă cu cel belgian, azer sau panamez și nu poate fi confundat cu niciunul dintre ei. El are un je ne sais quoi care îl face inimitabil și greu, dacă nu aproape imposibil, de clasificat. Și mai are ceva, nesimțitul român, un decalog de la care nu se abate și un set de convingeri pe care ți-e cu neputință să-i le zdruncini. Trăsătura lui definitorie pare, astăzi mai mult ca oricând, ubicuitatea. Cine are tristul privilegiu al vieții în orașele mari, nu se mai poate întoarce în loc fără să dea cu nasul de un exponent al categoriei. Iar de la o vreme, nici măcar refugiul campestru sau izolarea prin funduri de provincie nu mai garantează izbăvirea. Nesimțitul român este agentul unei molime căreia societatea nu i-a aflat leacul. Și putem spune chiar că, după cum merg lucrurile, e foarte puțin probabil ca laboratoarele vieții publice să descopere un vaccin eficace. Dicționarele ne pun la dispoziție rama îngustă a unor definiții, lăsându-ne pe noi să facem restul. Perfeloaga explicativă a limbii române așează trei explicații în dreptul termenului nesimțire. Una, pierderea cunoștinței sau leșin. A doua, lipsă de bun simț, purtare a celui nesimțit. A treia, răceală, lipsă de sensibilitate. Din cele trei accepții, cea care ne interesează este a doua. Potrivit acesteia și umblând la familia de cuvinte, nesimțitul este un om lipsit de bună creștere, de cuviință, de delicatețe. Confruntată cu adevărul mișcător a ceea ce ne înconjoară, formula degajă un abur patetic și vetust. Nesimțitul de la noi și de pretutindeni nu mai e de mult așa cum îl descriu dicționarele. Pe linia unei sinonimii dictate mai degrabă de palpitul vieții de zi cu zi decât de acribia semantică, nesimțitul e tot una cu bădăranul, mojicul, țopârlanul, însoțit de ruda dumisale apropiată, țoapa, neamul prost, mărlanul sau ghiolbanul. Sunt termeni cu o sonoritate sugestivă, vocabule din care gâlgâie senzuri nete, substantive al căror numitor comun este voluptatea gestului sau a cuvântului nepotrivit. Rostul acestor termeni să ne atragă atenția că nesimțitul e o alcătuire stridentă cu o uluitoare capacitate de a fi vociferant mereu și de a nu se replia niciodată. El e întotdeauna în apele lui, fără să cunoască stinghereala. Nesimțitul nu roșește, fiindcă e nepregătit genetic pentru asemenea abatere pigmentară. Mediul lui optim e spațiul public, unde își dă imperturbabil adevărata măsură. Acomodant, niciodată în pană când vine vorba de adecvare la context, suplu ca o liană și săcăitor ca sciatica, nesimțitul știe să valorifice toate fisurile prin care se poate furișa în țesutul social. El are știința fructificării insinuante. Nu te cotropește frontal și decisiv, ci te învăluie alunecos până când îți devine vecin sau îți suflă în ceafă. Nesimțitul se comportă ca un virus cu tabieturi, obsesii și manii. Îi lipsesc, în schimb, simțul măsurii și urbanitatea elementară. Dacă le-ar fi avut, cartea de față n-ar fi fost scrisă. Trăsăturile principale care compun profilul nesimțitului reies din decalogul care urmează. Ele se verifică în realitatea imediată și pot fi identificate lesne de orice observator.
merită totuși să zăbovim în preajma celor două elemente care constituie amprenta identitară a nesimțitului, gesticulația și retorica, altfel spus, limbajul non-verbal și discursul. Cum gesticulează nesimțitul, limbajul trupului? Nesimțitul este, din capul locului, adeptul gesticulației luxuriante. Deci n-ar putea fi altfel, fiindcă e lucru știut, nesimțirea n-a făcut niciodată casă bună cu discreția. Energia debordantă a nesimțitului se regăsește în felul cum se mișcă acesta, în agitația spastică a membrelor, în exuberanța sufocantă a întregului corp. Manualele de fizică din clasa a 6 de acum 30 de ani defineau corpul drept tot ceea ce ocupă loc în spațiu. E bine, corpul nesimțitului se sustrage acestei generalizări nemeritate. Nesimțitul nu ocupă loc în spațiu, ci îl colonizează, îl supune unei navale neîndurătoare, îl impregnează cu esența lui rezistentă la orice tratament de combatere. El știe că își poate disloca aproapele în doi timp și trei mișcări, motiv pentru care își îngăduie să trăiască relaxat. Când un nesimțit își propune să te alunge de pe propriul tău teren, sunt rarisime cazurile în care nu reușește, iar în aceste cazuri probabil că dă peste un nesimțit de aceeași anvergură. Gesturile lui sunt în aceste condiții un instrument redutabil. Indiferent dacă se șterge la nas, se scobește între dinți, îți povestește un film sau te invite la o bere, nesimțitul te face să devii retractil. Și atunci, din două una, ori capitulezi resemnat, ori dispari cât poți de repede. În ambele cazuri, victoria e a nesimțitului. Gesticulația nesimțitului e bogată, gratuită, incomodă și agresivă. Există aici un prea plin coregrafic, o abundență motrice de rău augur. Chiar și atunci când intențiile nesimțitului par în bună regulă, ceva din morișca mâinilor sau în bulbucarea ochilor săi te inhibă și te face să te întrebi pe unde o să scoți cămașa. Expansiv și nestăpânit, nesimțitul e gata să zvâre un deget în ochi, să te calce pe bombeu, să te înghesuie și să-ți reducă spațiul vital. Compania lui e solicitantă și obligă la precauții neîntrerupte. Lângă un nesimțit, încerci un alt tip de nesiguranță decât lângă un posibil hoț de buzunare, dar ai puține șanse să rămâi același. De cele mai multe ori, iritarea în fața lui face loc disconfortului, iar uneori chiar și fricii. Pe lângă gesticulația ca acompaniament al vorbirii, nesimțitul poate recurge oricând la gesturi definitorii de sine stătătoare. Încărcătura lor e cu atât mai nocivă, cu cât totul are loc în public. Nesimțitul deține arta surprizelor consternante. El se descalță în tren, fumează în locuri unde acest lucru îi se interzice în mod explicit, vorbește între replici la teatru, își suge măselele la ateneu, își pipăie prietena pe întuneric la film, eructează plenar după dejun și se șterge la gură, fie cu fața de masă, fie cu mâneca hainei. Toate aceste gesturi denotă nu doar lipsă de educație, ci în primul rând sfidare la adresa celor care îi se află întâmplător în preajmă. Cei mai mulți nesimțiți știu că nu au voie să facă anumite lucruri, dar le fac doar pentru violentarea asistenței, pentru oripilarea ei amuzată. Nesimțitul se hrănește din stingherea la celorlalți și găsește în ea îndemnul de a fi nesimțit și cu alte prilejuri. Așa cum pofta vine mâncând, jubilația nesimțirii sporește cu fiecare gest care iese din normă și perplexează pe martori. Cum vorbește nesimțitul? Limbaj pur și simplu. În ceea ce privește retorica nesimțitului, ea nu face decât să-i dubleze gesticulația. Nesimțitul are un fel de a vorbi sintetizabil în câteva epitete. Zgomotos, răstit, grosier, ofensator. Niciun nesimțit autentic nu va folosi surdina. Verbul lui trebuie să fie sonor până la timorare și excesiv până la vertij.
Nesimțitul nu coboară spre șoaptă în nicio împrejurare. Nimic nu-l poate convinge să tacă și nici să accepte că e nepoliticos să ridice tonul în biserică, la cimitir sau într-un muzeu. Un nesimțit care vorbește încet este o contradicție în termeni. Un aranjament contra naturii. Un compus oximoronic. Un mutant pe care realitatea se va grăbi să-l respingă. Nesimțitul veritabil se exprimă răspicat, întrerupe, confiscă atenția auditorului, taie macaroana și nu e interesat de punctul de vedere al celorlalți. Contează el și numai el. Orice tentativă de sustragere a apropierii e sancționată drastic și imediat. Nesimțitul abhoră clipele dubitative, deplânge ifosul patetic al revoltatului de lângă el și militează până în pânzile albe pentru răsteală, ciorovăire sau insultă. El râde la propriile bancuri, majoritatea stupide, și te somează să îi te alături. Vorbește fără să filtreze, iar pentru asta așteaptă complimente și admirație. Nu se prezintă niciodată, presupunând că-l cunoști. Este locvace, pisalog și afișează de fiecare dată o deplină indiferență față de ceea ce îl înconjoară. Paginile care urmează ascund ce drept o formă de inutilitate, fiind de la un punct încolo o încercare de a vinde castraveți grădinarului. În mod normal, personajul principal al acestei cărți și nenumărații lui frați într-o atitudine își cunosc bine menirea, arealul și victimele. Nesimțitul român, că ține totuși blestemul nostru zilnic, este surprins aici în diferite ipostaze și încurajat să nu coboare ștacheta. Tocmai fiindcă avem așteptări enorme de la el, îi suntem aproape cu vorba și cu exemplul. Nu știm dacă va avea sau nu chef să parcurgă acest ghid, pentru simplul motiv că e puțin probabil să afle noutăți. Însă datoria noastră e să-l înarmăm cu cât mai multe trucuri, strategii și instrumente. Poate că de unele a uitat, poate că altele îi se par subevaluate, poate că se va simți ispitit să se raporteze la modelul furnizat de ghidul nostru și va constata că există totuși în comportamentul său amănunte retușabilă. În fond, un nesimțit avizat are un impact mult mai puternic asupra semenilor decât unul constrâns la acțiune empirice. În fine, ca formă supremă de captatio, am ales să ne adresăm nesimțitului tutuindu-l, alegând armele lui și mutându-ne într-un registru pe care îl stăpânește până la ultima nuanță. În felul ăsta avem cât de cât șansa unei reacții binevoitoare din partea ei. Forme ale nesimțirii curente. Alonja pretutindenară a nesimțitului nu mai e un secret pentru nimeni. Pe trotuar sau pe stradă, acasă sau la serviciu, în tren sau în autobuz, la televizor sau la petreceri, în magazin sau la restaurant, la volan sau la iarbă verde, la meci sau la mormântare, nesimțitul nu ratează prilejul să polueze aerul și să scandalizeze asistența. Zgomotul, excesele și o sfântă nepăsare pentru cei din jur îi marchează invariabil comportamentul. Virusul nesimțirii are o tulpină în fața căreia nimeni nu poate întreprinde nimic. Nesimțitul paralizează eforturile de reformă și impune domnia propriilor criterii. Pașii lui fermi prin viața celorlalți denotă încredere, stimă de sine și conștiința infailibilității. Nesimțitul știe ca nimeni altul să facă abstracție de critici, să le închidă gura nemulțumiților și să transforme spațiul în care se află într-o arenă unde învingătorul e cunoscut înaintea luptei. Cu propriile arme nu poate fi înfrânt, pe celelalte le desconsideră trufaș. Un îndelungat exercițiu al nepăsării îi ștampilează fiecare contact cu semenii. Viața mondenă a nesimțitului. În lumea tot mai cosmopolită în care trăim, nesimțitul participă la toate evenimentele mondene pe care și le poate îngrămădi în agendă. Ceea ce îl aduce acolo nu e curiozitate sau interes, ci dorința de a fi văzut, remarcat și băgat în seamă. Sigur, el nu poate fi tentat oricum. Ca să-l merite, ceilalți trebuie să ofere ceva, un fursec,
un piscot, o grisină, un pahar de vin sau o cupă de șampanie. Evenimentul sec e un nonsens și trebuie expediat rapid, fără păreri de rău. Cine organizează un vernisaj sau o lansare de carte fără să se preocupe de catering, nu e vrednic de atenție. Nesimțitul se păcălește foarte rar cu asemenea lucruri. Eventual o dată sau de două ori la început, după care un al nu știu câtelea simț îi arată unde are rost să se ivească și unde nu. De obicei, la acest gen de întâmplare, nesimțitul nu vine singur, indiferent dacă are invitație. Și indiferent dacă invitația e valabilă pentru una sau două persoane, el apare însoțit. Și fiindcă timpul nu crește în copaci, nesimțitul nu își ia niciodată o marjă politicoasă, să zicem, măcar 5 minute înainte de începerea evenimentului. Doar neghiobii care se plictisesc acasă fac asemenea concesii pe timpul lor. Vrei să fii un nesimțit adevărat? Atunci, dacă lansarea sau venisajul au fost anunțate pentru ora 5, vine la 5:20. Ai grijă și fă în așa fel încât amănuntul să nu ne scape celorlalți. Profită de liniștea în care publicul ascultă pe primul vorbitor și trântește ușa librăriei sau a sării de expoziție. În mod sigur, 3-4 persoane or să se uite în urmă și or să te vadă, doar am stabilit deja că miza reală a prezenței tale este efectul public. Noel Coward a spus cândva că la televizor trebuie să apari, nu să te uiți. Și atunci, de ce să nu extrapolezi? Odată ajuns la locul faptei, caută din priviri zona în care se află tratația. Ocupă o poziție convenabilă și instalează-te în imediată apropiere a platourilor. Dacă ți se pare că vorbăria durează cam mult și de obicei ți se pare, nu te sfii, servește-te liniștit. Măcar acum ai de unde alege. Mai încolo, după ce se termină discursurile, se bolucește toată lumea și, Doamne ferește, rămâi pe din afară. Dacă amica pe care ai tărât-o după tine are un puseu de jenă, nu te lăsa impresionat. Taie-i macaroana ferm și ghidează-o cum numai tu știi prin meandrele situațiilor de acest tip. Pune fă mâna și basculează, că după aia nu mai pupi. Ce crezi că stăm aici până apune soarele? Avem treabă și la Cărturești și acolo o chestie de asta mai târziu. Nu uita că mobilizările de acest tip trebuie făcute în gura mare. Șoaptele nu și-au rostul în democrație. Pe cum adică? Nici acum n-ai voie să vorbești? Da, ea a murit în decembrie la Revoluție? Ei, drăcia, dragul! După ce s-ai pus cât de cât burta la cale, după ce ai răgăit mulțumit de paharul cu Pepsi pe care l-ai dat peste cap și după ce ai văzut că primul vorbitor tot n-a obosit, e momentul să treci la discuții sincere cu persoana care te însoțești. Fii volubil și critic deopotrivă. Ia uite la nașparliul ăla ce costum și-a tras. Zici că-i cioclu să moară Stalin. O să vezi că prietena o să se râdă afectuos. A ras două cupe de șampanie, așa că nimic nu-i se mai pare deplasat. Cu puțin curaj o să înceapă și ea să emită judecăți critice, acoperindu-l cu tot mai mult succes pe vorbitor. Fii atent la gagica aia din stânga, s-a fardat cu bidineaua, abar n-are de make-up să fiu adrac. Mai uită-te și tu la TV-ul Pațachino și ia lecții. Dialogul curge firesc, netulburat nici de zumzetul vorbitorilor, nici de țâțâierile dezaprobatoare ale invitațiilor din fața ta, pe care doar o imensă milă te oprește să iei la palme. Ce te faci când ajungi la eveniment și constați că locurile din zona platourilor au fost deja ocupate? Simplu. Te apropii jovial, iei un mini pateu, îl molfăi cu voluptate și începi să vorbești cu gura plină. E imposibil să nu împroști în limite rezonabile. Stratagema dă roade în majoritatea cazurilor, așa că nimeni nu să se atingă de farfuria asupra căreia ți-ai exersat zelul oratoric. Cât despre tine, nu fii copil, nu ține cont de mutrele dezgustate ale celorlalți și de semnele pe care și le fac între ei. Important e că ai pus gheara pe pradă. Scopul scuză mijloacele, chiar dacă mijloacele nu au nicio scuză. Ba chiar poți să mai faci o mișcare care să-ți certifice succesul. Ia farfuria cu totul, mută-te undeva la margine și pune-te pe înfurecat. Nici un organizator de evenimente nu o să aibă curajul să-ți impute manevra. Vorbitorul spune lucruri atât de frumoase, iar primele rânduri ale asistenței sunt atât de vrăjite, încât destrămarea transei hipnotice ar fi o blasfemie. Firește, există oricând și varianta luatului pentru acasă, însă în cazul ăsta trebuie să fii dotat cum se cuvine. Dacă ești prevăzător, n-ai de ce să-ți faci griji. În timp ce omul de la microfon vorbește, fascinat
de melodicitatea propriei voci și de natura sublimă a ideilor puse în circulație, scoate din buzunar o pungă boțită de nylon și treci la treabă. 3 bușeuri de aici, 5 fondante de dincolo, câteva sandvișuri de pe farfuria asta, 2 pumni de alune de pe farfurioara cealaltă, niște pișcoturi de pe tava asta lunguiață, 10-15 măsline, nu stăm să numărăm, pescuite din bolul plasat în mijlocul mesei și gata, simplu, elegant și eficient. Pentru o prăpădită de lansare e de ajuns, mai ales că nu este singurul eveniment la care iei parte ziua în curs. Dacă în toiul lansării se întâmplă să sune mobilul, nu intra în panică. Răspunde neturburat și vezi ce poftește interlocutorul. S-ar putea să fie ceva important. Și chiar dacă nu e, care-i problema? Evident că nu ți-ai închis telefonul și nici nu ne-ai dat pe mut, ar fi și culme. Pe de altă parte, nimeni n-are pretenția să ieși din librărie și să vorbești afară. Nu-i păcat să deranjezi atâta lume până la ușă? Unde mai pui că după aceea trebuie să te întorci? Alte eforturi, alt deranj. Și dacă telefonul mai sună odată, ce faci? O iei de la capăt? Păi frumos îți șade. Nu, mai bine rămâi pe loc și angajezi un dialog lămuritor cu celălalt. Da, moșule, ce faci? Eu? Pe aici, pe-n centru. Am intrat la ăștia la cărți. Ce? Da, bă, vorbește un papagal. Nu pot, bă, că are microfon. Păi nu știu, mai am o cioacă peste o oră. Nu, n-am cum. Decât mâine pot să vin. Hai că te mai sun eu. Hai, sănătate. Hai, vorbim. Hai, te-am pupat. Hai, pa, pa, pa. Dar librăria sau sala de expoziții nu e singurul loc unde întâlnim această categorie de nesimțit. Nici conferințele sau simpozioanele simandicoase nu sunt scutite de prezența lui. În sala de protocol a unei bănci sau în holul unui hotel de 5 stele poți să asisti la același spectacol. Doamne îmbrăcate de firmă și domne la patru ace slalomează gracil printre mesele cu gustări, gata să disloce concurența prin mișcări îndelung exersate din cot sau din șold. În forfota de plină, poșetele se deschid și fac loc printre flecuștețele dinăuntru, alături de farduri, cheia de la mașină și medicamentele de control al tensiunii, unei ciocolățele, câtorva napolitane sau unei șnițel înverit în șervețel. Uneori nici solnița nu-i de lepădat, mai ales că i-ar sta foarte bine în oliviera descompletată de acasă. Câte un participant inventiv se plictisește uneori de vermeiala browniană din jurul platourilor, așa că întinde o mână peste umărul celui din față, saltă dezinvolt o farfurie, navighează cu ea spre o fereastră deschisă, o așează pe pervaz, își aprinde o țigară și suflă fumul peste conținutul farfuriei, tocmai ca să le taie cheful amatorilor. Cel puțin la fel de interesantă este reacția nesimțitului cazat la hotel cu prilejul aceleiași conferințe și informat că micul dejun este inclus în prețul care oricum nu cade în grija lui, ci al organizatorilor. Invitația nu trebuie rătată cu niciun chip, mai ales când nesimțitul a aflat că e vorba de un mic dejun suedez. În traducere, înghiți cât poți să duci și mai ieși în cameră. Dacă orele de servire a mesei sunt între 7 și 9 dimineața, la 7 fără 5 nesimțitul e deja la ușa restaurantului. El balează atent oferta și se decide fără ezitare. N-are importanță că la bucătărie ospătarii șușotesc ironic, treaba lor. La fel de puțin contează că după acest tur de forță matinal, nesimțitul riscă să-i se facă rău și să rateze prima parte a lucrărilor. Cu atât mai bine, rămâne în cameră și se uită la televizor. Acum însă e vremea să treacă la acțiune. Nesimțitul își pune vârtos în farfurie, mult peste cât ar putea să mănânce. Doar e gratis. După ce își duce recolta la masă, se întoarce la locul crimei și, profitând că e încă singur în local, își asigură și aprovizionarea la pachet. Cine intră după el în restaurant și își aruncă ochii asupra platourilor, are impresia că bufetul tocmai a scăpat dintr-o tornadă sau că a fost țintă unei invazii recente a termitelor. Estetica bucatelor a fost pulverizată. Nesimțitul a făcut prăpăd cu lingura, spumiera sau furculiță. Nici o farfurie nu mai păstrează aspectul inițial. Peste tot se văd urme de săpături înfrigurate, căci nesimțitul nu se mulțumește să ia dintr-o margine de platou, ci înfige tacâmul în mijloc spre a culege și ridichea decorativă, măslina cu gogoșar, ceapa prăjită sau rondelele de morcov dispuse simetric. Nu e deloc de mirare că la eliberarea camerei de hotel omul nostru dispare, fără
să achite cele 20 de telefoane date la prieteni, la firme sau la nevastă, precum și consumația din minibarul pustit fără remușcări. Tânăra de la recepție se sfiește să-i pună întrebări jenante și pe bună dreptate. Nesimțitul e director general și poartă costume de peste 1000 de euro. A fost invitat aici prin amabilitatea USAID, a UNESCO sau a Fondurilor Naționale Unite pentru Dezvoltare. Cum să-l bănuiești de asemenea găinării? La restaurant. Un alt loc în care nesimțirea e la ea acasă este restaurantul, cel de sine stătător, nu cel situat în parterul hotelului. La fel ca la lansarea de carte sau la vernisaj, nesimțitul răsare în acest spațiu cu un alt scop decât cel tradițional. Restaurantul îi asigură decorul necesar manifestării unor aspecte specifice ale personalității. Potolirea foamei e unul dintre ultimele lucruri pentru care un nesimțit ar intra pe ușa unui local. Doar limitații și nesătuii se duc la cârciumă ca să mănânce și să bea. Adevărata miza a prezenței în local este epatarea a celor din jur, dar în primul rând a partenerii. Pentru ca ritualul seducției să nu aibă nici cea mai mică fisură, nesimțitul respectă cu strictețe tot ceea ce a văzut la televizor sau la alți nesimțiți mai rutinați. Încă din secundă când intră în local, el se îngrijește de impactul asupra celorlalți. Lumea de la mese trebuie să conștientizeze vecinătatea înaltă a nesimțitului. Dacă se respectă, acesta se așează la masă înaintea partenerii cu un aer de plictis suveran. E un tip ocupat, cu gândurile risipite, concomitent în multe direcții, iar eticheta îi se pare o tâmpenie fără margini. Cum adică să-și ajute prietena să se așeze? De aceea singură nu poate? E schiloadă? Stă în cărucior? E coca mică, nu poate să-și lipească fundul de scaun fără asistență tehnică? Poftim situație, e plin pământ de ciudați. Nesimțitul tânăr își e dator să ieși cu o probă de consecvență vestimentară. Dacă înainte de intrare în restaurant avea șapca pe cap, așa trebuie să rămână și la masă. În primul rând, birtul nu-i biserică să te descoperi când îi calci pragul. În al doilea, șapca face parte din identitatea omului. Ce facem acum? Eu știrbim de dragul unui moft? Nu e normal. După cum este aberant să-i pretinzi nesimțitului să renunțe la ochelarii de soare pe durata mesei. Ei trebuie să-i stea în continuare pe nas, chiar dacă înăuntru e umbră și răcoare. Ochelarii de soare purtați în local nu sunt doar un capriciu al mărlanului de tip nou, ci îi dau ocazia să studieze clientela de la celelalte mese, fără să-și dea nimeni seama încotro se uită. Poate că o filează pe bruneta din colț, care ascultă confidențele unui inspuriu și plin de bani. Poate că s-a oprit asupra roșcatei de sub instalația de aer condiționat, căreia îi cercetează decolteul cu priviri lacome. Sau poate că pur și simplu se uită în gol. Doar am spus că avem de-a face cu un om ocupat. Cine știe la ce afaceri complicate s-o fi gândind în clipa aceea? Dacă acceptăm ideea că nesimțitul excelează în arta de a fi bădăran, atunci nu avem voie să trecem peste două dintre accesoriile obligatorii pentru toți reprezentanții categoriei. Cheile de la mașină și telefonul mobil. Ambele trebuie scoase repede din buzunare și așezate pe masă, între tacâmuri și pahare. Nu există carte de vizită mai expresivă pentru nesimțit decât aceste obiecte mici, dar atât de importante. Ele semnalează tuturor, începând cu partenera căzută deja într-o admirație fără granițe și sfârșind cu chelnerul care ia comanda, că respiră același aer cu o persoană cu statut. Unii caragioși își țin cheile ascunse în fundul buzunarului sau chiar o enormitate fără margini, își închid mobilul cât timp mănâncă. Asta e vorba unui politician în plină ascensiune, sfidător la cer. Nu-i poți cere unui impetuos în ale nesimțirii să se convertească brusc la discreție. E ca și cum ai aștepta derapaje frivole din partea unui ayatollah sau alegeri libere într-o țară condusă de o juntă militară. Mai mult, în clipa când dă semne de viață, mobilul trebuie lăsat să sune de 3-4 ori înainte ca nesimțitul să răspundă. E cazul să vadă și tolomacii din jur că soneria de apel nu e un simplu zbârnuit, ci un fragment din Boccherini, Sarazate sau Brahms.
Nu de alta, dar ca să știm cum stăm la capitolul cultură generală. Ar fi nedrept să nu ne oprim și la atitudinea nesimțitului față de persoana pe care a scos-o, deși mai corect ar fi a remarcat-o în oraș. Din capul locului nu avem de-a face cu o propunere care apartenera ai consimte, ci cu o somație fără variante de răspuns. Ceea ce aude tânăra astfel răsfățată nu este: vrei să mergem undeva să mâncăm? Nici măcar: auzi, nu ți-e foame că eu aș cam hali? Ci: gata, cur în mașină și la crăpelniță. Hai, mai nervos că n-am timp. Și la restaurant, ca de altfel peste tot pe unde se afișează în compania nesimțitului, făptura care îl însoțește face figuri de anexă. Rostul ei rămâne pur decorativ. Și-a păstrat câteva drepturi fundamentale: să clipească, să respire, bea chiar să comande un grătar și o salată, dar în rest trăiește și funcționează prin procură. Este un obiect vorbitor de plan secund, o arătare docilă și dependentă, un breloc cu breton, un trofeu cu sâni. Nimic nu îndreptățește să aștepte de la cel cu care împarte masa altceva decât o neglijare totală, o ignorare masivă. Locul ei este undeva în decor, alături de alte elemente de recuzită. Și asta fiindcă nesimțitul are grijă să se scoată pe sine în prim plan, penalizând cu vorba, iar uneori cu fapta, eventualele gesturi de frondă ale persoanei de alături. Dialogul eroului nostru cu ospătarul are particularități bine conturate. Din capul locului, el trebuie purtat cu voce tare, cât mai tare. Să audă toată lumea cum comandă el cocktail de batog și langustine cu sos remulad. Ce e rușine? Nu e. Nesimțitul se bucură când vede capetele altor meseni întorcându-se spre el cu expresii din cele mai diverse. Unii îi privesc intrigați, alții se abțin cu greu să râdă, alții își dau ochii peste cap excedați. N-au decât. Au impresia că dacă vorbesc cu prune în gură și își murmură comenzile la urechea ospătarilor, sunt mai interesanți. Vai și amar de ei! Sunt niște acrituri triste, care habar n-au cum se trăiește în ziua de azi. Comanda trebuie să fie făcută decis, răspicat, la limita răsterii. Fapt foarte important, ea n-are voie să includă două cuvinte primejdioase din fondul interzis al limbii. Vă rog! Doar o formă gravă de paralizie a minții poate duce la asemenea abateri. Cum să rogi pe ospătar? De ce e pus acolo? Nu ca să te servească? Pe atunci ce rost are rugăminte? Mai mult, băiatul, alintat cu acest apelativ, chiar și atunci când are peste 50 de ani, primește un salariu, pentru că îți aduce mâncare, iar tu plătești consumația. Ești client firar să fie, nu cârlic de rufe, nici glugă de coceri. De când îi roagă clienții pe ospătari? Dacă mâncarea era pe gratis, mai treacă meagă, da, așa? Și tot referitor la rugăminte, nesimțitul e perfect conștient că ea se practică doar de jos în sus. De pildă, el, Sile, poate să-l sune pe moalfă din baicuri și să-l roage să-l mai păsuiască 2-3 zile cu datorie. Hai, bă, te rog eu, vinere, ai mălaiu, să moară cea mai scump. La restaurant însă, mai normal ar fi să te roage ospătarul să te lași servit decât să rogi tu pe el să-ți aducă o cafea. Nesimțitul își dă seama că lumea din jur are criterii fanteziste și fără urmă de simț practic, ceea ce l-ambiționează în direcția unei reforme din mers. Reforma cu pricina presupune totodată renunțarea imediată de un alt cuvânt infamant: mulțumesc. Aici sclifoseala frizează deja patologicul. Mulțumesc în sus, mulțumesc în jos, toată ziua, bună ziua, mulțumesc. Vorba americanilor la Pearl Harbor: this will have to stop. Pe de altă parte, comenzile oțărâte ale nesimțitului în mijlocul localului, găunoșenia fiecărui gest și atitudine de insur zicat încă din clipa venirii pe lume nu se potrivesc deloc cu formulele de genul mulțumesc și vă rog, rectific, te rog. Căci o altă constantă a nesimțitului ieșit la restaurant cu perechea este tutuirea necondiționată a personalului. Iar asta nu e o dovadă de familiaritate, ci de situare pe un palier superior. Nesimțitul tutuiește fără să-i se permită în general, dar cu atât mai mult în localuri, când vrea să arate că între el și ospătari se întinde o distanță insondabilă. Adu și mie un coniac sună incomparabil mai bine decât vă rog să-mi aduceți un coniac. Dacă îl prinzi în toane bune, nesimțitul va adăuga comenzii un mâncați-aș atașant, semn că încă nu are reproșuri majore față de felul cum a fost servit. Lucrurile se schimbă dacă nesimțitul are de face cu o ospătăriță,
Iar dacă nefericita e tânără, atrăgătoare și îmbrăcată cu o fustă scurtă, stilistica lui cotește decis spre repertoriul cazon. Asta înseamnă aluzia de ochiată, ciupitul de fund și ochii înfipți în decolteu. Vezi că mi-a căzut batista, ridică-mi-o și mie, ordonă nesimțitul când constată că ospătărița nu poartă sutien, ci are o înzestrare pectorală generoasă. Terorizată de eventualitatea reclamației în caz de nesupunere, fata se apleacă stângaci, străduindu-se să nu dezvăluie chiar tot. Nesimțitul o inspectează cu un rânjet lubric și conchide în gura mare. Ce pepene ai de crescătorie să fiu, al dracule! Totul se petrece sub ochii partenerei, prietenii, soții, care se chinuie de pomană să ignore episodul. Și poate că nici nu-i prudent să-l ignore, fiindcă de multe ori nesimțitul așteaptă acolade pentru abordarea îndrăzneață, fără prejudecăți, a ospătăriții. Cum însă ieșitul la restaurant presupune în cele din urmă consumarea mâncării comandate, la un moment dat nesimțitul renunță la măgării și se concentrează asupra bucatelor. Spectacolul seamănă binișor cu furajarea unui animal domestic. Masculul, hotărât să doboare recordul mondial în materie, devine centrul de emisie al unor sunete greu clasificabile. La urechile vecinilor de la celelalte mese ajunge un potpuriu de sorbituri, spârcâieli, plăscăituri, icnete, molfăieli și liorpăieli, care culminează cu o râgâială scurtă și definitivă ca un foc de armă. Câțiva curioși își asumă riscul și se întorc. Retina lor se lipește de un ins lăbărțat deasupra farfuriei, cu coatele sprijinite temeinic de masă și aflat în plin efort de golire în 3 minute a unei farfurii de care oamenii normal se ocupă în 15-20. Fenomenul se repetă între aceiași parametri la felul 2, când prietena încă n-a terminat ciorba. După ce spală vesela, strângând cu bucățele de pâine ultimele urme de sos, nesimțitul decide să ridice ancora. Își privește compătimitor jumătatea, care încă n-a ajuns la nivelul de performanță așteptat, și cere nota cu un muget grăbit. Lasă un bacșiș mai mare decât s-ar cuveni și nu uită să-i dea instrucțiuni de folosire ospătarului. Ține, tată, să ai și tu un meniu la McDonald's. Hai să trăiești! În timp ce ospătarul se retrage de la masă, partenera nesimțitului mai înghite câțiva dumicați și dă gata o treime din salată. Iar plăcea să termine de mâncat, mai ales că e cam foame, dar n-are noroc. Gata! Opa sus, că ne-apucă revelionul! O îndeamnă nesimțitul, ridicându-se exemplificator. Fata îl urmează supusă, căci la el sunt pâinea, cuțitul, cheia de la mașină și carnetul de cecuri. La teatru, la film, la operă. Conectat la farmecul vieții citadine, nesimțitul nu poate lipsi dintr-o sală de spectacol. La teatru sau la film, la operă sau la ateneu, prezența lui a devenit o certitudine de nezguduit. E imposibil să intri într-un asemenea spațiu fără să descoperi mai devreme sau mai târziu că nici aici nu ești în siguranță. Ce trebuie să faci ca să fii un nesimțit autentic în sala de spectacol? Întâi de toate, să întârzi ca mireasa la oglindă. Puține lucruri sunt mai greu de suportat pentru nesimțit decât punctualitatea. Aceasta este politețea regilor, cu o vorbă lui Ludovic al XIV-lea. Numai că nesimțitul nostru are alibiul traiului în plină republică și privește cu dezgust și neîncredere vorbele fine ale trecutului. El e ancorat în prezent și trăiește după norme proprii. Nicăieri în Constituție nu există vreun paragraf care să te oblige pe tine, cetățean al României de azi, să intri din timp în sală. Mai ales că ai făcut-o odată și ai pierdut un sfert de oră până să se ridice afurisita aia de cortină. Pe lângă asta, nesimțirea și politețea sunt incompatibile. Așa cum nu pot încăpea două săbi în aceeași teacă, tot așa nu-i poți cere mârlanului să fie curtenitor. Intrarea nesimțitului în sală după începerea spectacolului, teoretic interzisă,
practic la ordinea zilei, se soldează cu un mic exercițiu de înviorare pentru ghinioniștii care au bilete pe același rând. Eroul ridică 10 oameni ca să ajungă la locul lui, iar pe 3 dintre ei îi calcă apăsat pe picior. Cine așteaptă scuze nu știe cu cine are de-a face. Nesimțitul nu-și cere iertare din principiu, nu fiindcă n-ar avea conștiința propriilor greșeli, ci fiindcă sfidarea celorlalți face parte din planul de contaminare. După câteva secunde de orbecăială, el constată că biletul se află în partea cealaltă a sălii. Se întoarce, are grijă ca de data asta să calce pe altcineva, dă o col câteva rânduri de scaune și repetă operațiunea. Dat fiind efortul depus, nesimțitul știe că merită o mică recompensă. Se caută relaxat prin buzunare, de unde scoate una din cele 15 bombonele cu fructe, fără de care nu pleacă niciodată de acasă. Desfacerea ambalajului e într-o câtva nevoioasă, însă asta nu îl demobilizează pe nesimțit. După o foșneală care durează cam o jumătate de minut, bomboana este eliberată din lipicioasa ei captivitate și introdusă delicat în gură. Ce se întâmplă cu ambalajul? Este aruncat jos, eventual împins cu vârful pantofului sub scaunul vecinei. Câțiva dintre scrobiții din fața lui s-au întors între timp spre el, săgetându-l cu priviri dojenitoare. Nesimțitul zâmbește șmecher și le face cu ochi. Cei nene, vreți și voi? N-are tata că v-ar da. La câteva minute după începerea spectacolului, în mijlocul publicului care soarde scena din ochi, nesimțitul e deja edificat. Ceea ce vede, nu e pe placul lui. Nu-și dă seama ce anume îl contrariază și de fapt n-are importanță. Cert este că aștepta o cu totul altă desfășurare de forțe. Când și-a cumpărat bilet, i s-a părut că titlul Așteptându-l pe Godot anunță lucruri interesante. Că încolo, iată-l condamnat la o plictiseală feroce. Doi inși se plimbă de la un capăt la altul a scenei și vorbesc de ale lor. Tăceri lungi, priviri albe, minute întregi de nemișcare. Din când în când mai apare un ciudat, dar nici la noi mai brează. Alte ori, indivizii pleacă de pe scenă și te lasă în fața unui decor second hand, încropit probabil din restul uitate prin magazie. Culmea e că pentru așa ceva mai trebuie să dai și bani. Artisticică, viziune, aiurea, o bat jocură în toată regulă. Nesimțitul își aduce aminte că a citit undeva o caracterizare tranșantă a piesei. O aioreală în care nu se întâmplă nimic de două ori. Inițial a crezut că e o glumă, dar uite că exact așa stau lucrurile. Și fiindcă tot nu are nimic mai bun de făcut, nesimțitul scoate mobilul din buzunar și se pune pe scris SMS-uri. Fiecare literă tastată pe display scoate un clinchet mic care atrage atenția celor din jur. Vecinul din dreapta emite un suspin aluziv, dar degeaba. Nesimțitul nu reacționează. Își vede mai departe de mesaje, hotărât să umple cumva timpul pierdut contra cost printre snobii ăștia mușmândiți. După 3 SMS-uri, o doamnă de pe diagonală se întoarce și îi susură conspirativ. Se uită dinică la dumneavoastră. Nesimțitul își suge măsările gânditor, cercetează cu atenție scena, constată că femeia spune adevărul și se decide pentru un salut apt să dinamizeze inițial atmosfera. Hai noroc, neapărai pane, respect! Rumoarea din sală îi dă de înțeles că și-a atins scopul. Bun, ar fi timpul să mai păpăm o bomboană. Zis, foșnit și păpat. La cinematograf, scenariul suferă modificări importante. În primul rând, nesimțitul nu vine singur, ci fie cu perechea, fie cu gașca. În al doilea, aici folosirea telefonului mobil nu mai este privită cu aceeași adversitate ca la teatru, unde mândrul posesor avea parte imediat de figuri constipate și de reproșuri șoptite. La film poți să vorbești cu jumătățile de oră. Dacă rulează un thriller sau un film istoric, hărmălaia a instalației quadrofonice e atât de mare încât nu te auzi nici dacă răcnești în toți bojocii. În plus, sala de cinematograf pune la dispoziție destule variante de divertisment în afara filmului propriu-zis. La mare preț se găsesc, de exemplu, pocnirea pungilor cu floricele imediat după consumarea conținutului. La intrarea în sală, nesimțitul se aprovizionează cu suficientă muniție pentru o proiecție de minimum 2 ore. Prima etapă a activității lui de spectator
că stă în hăpăiala nervoasă a floricerelor, de preferință cu gura deschisă și cu o ușoară mișcare de rotație a maxilarului, așa încât la urechile celor din jur să ajungă măcar o parte din expresia sonoră a efortului. Imediat după ce observă că nu mai are nimic în pungă, nesimțitul o duce la gură, o umflă și o face să pocnească zgomotos printr-o păritură scurtă cu podul palme. Efectul e garantat. Doamnei din față îi se năruie cocul din cauza sperieturii, iar fragila ei fată, cuibărită pe scaunul de alături, suferă primele semne de aritmie. Un caz aparte îl reprezintă nesimțitul care își aduce amica la film pentru că aceasta să-i admire cunoștințele și memoria. Individul a văzut deja filmul, așa că e la curent cu tot ce se întâmplă pe ecran. Asta îi dă prilejul să o avertizeze cu voce tare pe pătucă și să o pregătească pentru întorsăturile bruște de situație. Să vezi ce carabele trage ăsta mic la gabori. Acum fii atentă, opa, fata aprobă încântată din cap. Ar naibii, Gigi, cum le știe el pe toate? A, uite o fază mișto aici. Vine bărbatul la blonda aia și o găsește cu altă în pat. Cască ochii să vezi cum ne împrește creierii pe perete. Lumea din jur ar prefera, desigur, să vadă filmul fără comentarii, dar asta înseamnă să ai pretenții absurde. Singurele perioade când nesimțitul tace sunt cele în care încearcă să-și bage mâna pe sub fustă fetei sau să-i pipăie sânii. Eventualele ei împotriviri declanșează o mânie prost strunită. Stai, fă, că nu te omor. Și e întuneric, nu vede nimeni. Dacă fata are nefastă inspirație să pretindă că vrea să vadă ce se întâmplă în continuare, nesimțitul vine imediat cu soluția. Păi, spui eu, băieții sunt pe felie, moșul și o ratână, dar la coadă, boșorogul se prinde că ăla vrea să luxeze și dă el țeapă. Nesimțitul la cinematograf știe de asemenea să-și exercite spiritul critic, mai ales când se află în prezența partenerii. De dragul ei a acceptat să meargă la Troia, chit că nu prea îi place că fata lui, cucerită cu atâtea sacrificii, se uită transportată la Brad Pitt. Timp de o oră și jumătate, omul rezistă pe baricade și iese din moțenie doar la scenele de luptă, când încurajează că la fotbal pe oricine se bate cu playboy-ul ăla blond care fură inimi. Asta până când Ahile e săgetată în călcâi și moare. E momentul în care nesimțitul își clamează revolta față de șubrezenia scenarului, cât și față de slabele cunoștințe de anatomie ale celui care l-a scris. Unde mai pui că și regizorul e la fel de dobitoc. Bă, ăștia-s nebuni! Cum s-o mierlești, frate, că ți-a spart unul călcâiul? Păi pe Ronaldinho îl lovesc aia de 15 ori pe meci și n-are nici pe naiba. Firmă lupește. Ți-am zis, Pisi, să noi intrăm la porcăria asta, dar n-ai vrut. Dacă ești un nesimțit animat de valorile spiritului de echipă, poți să vii la film cu 7-8 colegi. Trupa se respiră în toată sala, fiindcă e un cinematograf de cartier, în care nu se mai împart bilete cu locuri. Fiecare stă pe unde apucă. Spațierea corectă a invadatorilor asigură succesul unui joc care crește în popularitate de la o zi la alta. Sticla traseistă. E o distracție fără reguli precise, ci doar cu un principiu elementar. Iritarea spectatorilor, mulți puțini, care și-au propus o vizionare tignită care să-i scoată pentru 100 de minute din vacarmă vieții cotidiene. La rândul ei, recuzita jocului nu are nimic spectaculos. Ea constă, de fapt, într-o sticlă plină, cu vin, cu vodcă, n-are importanță, pe care nesimțiții și-o pasează din spate în față și dintr-o parte într-alta. Și fiindcă distanța dintre jucători nu poate fi acoperită prin simpla lonjă, metoda optimă e împingerea sticlei pe podea de la jucătorul A la jucătorul B și așa mai departe. Efectul e garantat, îndeoseb când filmul care rulează e unul de atmosferă, bazat pe interpretarea actorilor și pe nuanțele vocilor lor. În miezul unui dialog murmurat între Anthony Hopkins și James Fox, se aude brusc un duruit care dă fiori sării. Ce să fie, tramvaiul care trece prin fața cinematografului sau metroul care circulă pe dedesubt? Nici una, nici alta. E doar sticla cu băutură care circulă vijelios de la un nesimțit la altul în hazul celorlalți șase. Recepție, recepție, coletul e la mine, ai noroc? Și de data asta, reacția sării oscilează între furie mută și consternare. Sub ochii spectatorilor distrași, rămășițile zilei se transformă brutal în rămășițele sticlei. Telefonul mobil, zis și celular,
zis și portabil. Formele nesimțirii curente sunt din ce în ce mai bine slujite de cuceririle tehnicii. Am pomenit deja de câteva ori de rolul consistent pe care îl joacă telefonul mobil în mâna, la urechea sau pe masa de la restaurant a nesimțitului. Cercetătorului american Martin Cooper nu i-a trecut niciodată prin minte că invenția sa nu va fi doar un mijloc de comunicare nestingherită, ci și o modalitate de potențare a muziciei. La ora actuală, telefonul mobil, zis și celular, zis și portabil, este parte integrantă a identității nesimțitului. Cu el la centură, nesimțitul știe că nu e singur în asaltul întreprins asupra normelor firești de conviețuire. În compania unui prieten atât de mic, dar atât de statornic, nici o redută nu mai pare inexpugnabilă. Dați-mi un punct de sprijin și voi urni pământul din loc a glăsuit Arhimede. Dați-mi un mobil și nimic nu să mai fie cum a fost, este motoul nesimțitului. Mobilul este folosit când vrei și mai ales când nu vrei. Îl auzi la Ateneu chiar când Horia Andreescu ridică bagheta și anunță începerea simfoniei. Îl auzi la conferința de presă a lui Domingo, înainte ca oaspetele să răspundă unei întrebări puse de ziariști. Îl auzi în biserică, exact când preotul vorbește despre locul cu verdeață unde s-a mutat robul lui Dumnezeu. Există la drept vorbind și cazuri când el sună de sub sutana preotului, invitându-i pe hâtri să parieze pe ziua deloc îndepărtată, când soneria de apel se va auzi din sicriu, din buzunarul defunctului. Îl auzi la meciul de Cupa Davis, taman când Andrei Pavel ridică mingea deasupra capului și se pregătește să servească în game-ul decisiv al unui joc încrâncenat. Îl auzi în Parlament când Tony Blair, invitat de onoare, le comunică aleșilor nației că Anglia sprijină eforturile de reformă ale României. Îl auzi la școală, pe banca elevului care nu și-a revenit din mahmureală în timp ce profesorul îl bate la cap cu niște aiureli de logaritmi. Îl auzi în buzunarul chirurgului care tocmai a intrat în operație. Îl auzi în sesiunea de examen, când fie studentul, fie profesorul are de comunicat ceva ce nu suportă amânare. Îl auzi la invitatul dintr-o emisiune TV care nu poate fi convins să-l închide fiindcă așteaptă un mesaj vital. Corolarul acestei situații e că l-auzi câteodată chiar și la moderator. Îl auzi la gala premiilor Uniter sau la semnarea unui protocol de colaborare cu o țară scandinavă. Îl auzi lângă troica de la universitate, unde oamenii s-au adunat să aprindă lumânări. Îl auzi inclusiv la consfătuirile cu Steif pe tema rolului dăunător pe care îl are vorbitul excesiv la mobil. În salile de conferințe, în saloanele de spital, în biserici, pe arenele de tenis și în sălile de spectacol, anfitrionii exasperați au început să lipească foi A4 pe care stă scrisă negru pe alb rugămintea expresă de închidere a telefoanelor mobile. Efectul e nul. E ca și cum ai vrea să fotografiezi vântul. E ca și cum ai implora o cascadă să se oprească. Așa cum întreg aliotmanul nu se putea împiedica de un ciot, tot așa nesimțitul nu poate fi convertit la bună cuvință pentru un apel jalnic și nesărat. Cum adică să-ți închizi mobilul? Astăzi ce rost are să-l ții la tine? Dar așa ca să plătești un abonament degeaba? Poftim tupeu! Nu, ați calculat greșit. Nu nesimțitul se pliază pe cutumile celorlalți, ci invers. Cei care încă n-au asimilat această lecție simplă și utilă trebuie să se autoevalueze grabnic. E limpede că le scapă destule senzuri ale vieții la început de mileniu. Pe stradă, pur și simplu. Strada și trotuarul oferă la rândul lor cadrul optim de manifestare a nesimțirii. Aici, nesimțitul excelează pe spații mici. Malacul care își aprinde ultima țigară din pachet și pe urmă aruncă pachetul pe jos, vede coșul de gunoi aflat la 10 metri de el, însă știe că folosirea lui ar fi o concesie inacceptabilă și totodată o trădare. Încă de când era copil și mergea cu taică-su de mână, a văzut că receptaculele verzei de pe marginea trotarului erau evitate sistematic. Încet, încet și-a format reflexul, iar acum lucrurile nu mai pot fi date înapoi. Șervețelul de hârtie, punga de semințe, coaja de banană, cotorul de par, sticluța de suc, toate aceste resturi inutile ajung pe caldărâm și jalonează traseul nesimțitului printre semeni. Ce?
Hansel și Gretel nu aruncau firimitori în urmă? Despre ei de ce nu zice lumea nimic? De unde și până unde această folosire injustă a dublului cântar? Trotuarul a devenit de mult o zonă irespirabilă. Cine se încumete la aventuri pedestre își asumă riscuri majore. Deplasarea în acest spațiu este un slalom haotic printre flegme, ambalaje și rahați de câine. Nesimțitul e un virtuoz al gesturilor intime săvârșite în public. Își suflă nasul cu zgomot și stropește trotuarul fără să se închisească. Se ascunde în spatele unui copac și își face nevoile la lumina zilei. Își ronță, evoinicește hamburgerul și aruncă hârtia pe jos. Scuipă guma de mestecat când nu mai are gust, sperând să nu treacă mult până ca ea să se lipească de talpa unui pieton neatent. Se debarasează de tot ce-i prisosește, fără ezitări sau stângăcii. Străbate lumea cu un aer suficient și nepreocupat. Își iese din sărite doar când încerci să-l corectezi. Cât timp îl lași în treaba lui, nu e agresiv. Iar dacă vrei să-l supui unei cât de mici reforme, se revoltă neîntârziat, uneori chiar contondent. Nesimțitul iubitor de animale aduce o notă aparte în acest peisaj. În cazul lui, avem de-a face cu un ins sentimental care a văzut lumea, a luat viața în piept și a ajuns să reverse asupra câinelui iubirea pe care nu merită ființele bipede. Cine îl ascultă, simte că a nimerit în preajma unui om dezamăgit de propria specie. În plus, omul nostru a deschis ochii pe unde a fost și a observat nivelul de civilizație din alte locuri, inclusiv în ceea ce privește scoaterea câinelui la plimbare în spații publice. Abia când îl vezi în acțiune, descoperi că admirația lui pentru Occidentul riguros e pur declarativă. Nesimțit din această categorie, elogiază simțul civic al apuseanului, dar nu se poate pune în situațiile umilitoare pe care le acceptă acesta. De pildă, în Germania, proprietarul de câine are mereu în buzunar o pungă de plastic în care adună cotizația excrementală a patrupedului. Pentru nesimțit, o asemenea manifestare e o formă de pierdere a minților. Câinele este un animal sublim, un simbol al încrederii și devotamentului, un exemplu de prietenie dezinteresată, o statuie vie a fidelității, însă asta până își face nevoile în mijlocul trotuarului. Atunci el recade în postura cotarlei. Și oare cât de prost trebuie să fii ca să-i strângi rahatul? Oricum, e materie biodegradabilă. 2-3 ploi zdravene și gata, s-a făcut curat. Ce nevoie o fi de sclifoselile astea caragioase și degradante pentru rasa umană, în fond, nesimțitul nu poate pricepe. O rudă îndepărtată a acestui specimen se apropie vigilios în timp ce îți faci plimbarea de seară și îți pune în vedere să-i dispari din raza de acțiune. E nesimțitul pe bicicletă, gata să intre în tine dacă nu te ferești. Te uiți nedumerit în jur și constați că ești pe trotuar. Ai adică tot dreptul să pășești calm și să te gândești la ce-ți place. Însă punctul tău de vedere nu coincide cu al nesimțitului. Acesta îți face minimul hatâr al unui claxonat nerăbdător, după care nu mai răspunde de consecințe. Merită să-i spui că n-are ce căuta pe acolo? Doar dacă n-ai mai fost înjurat de mult. După ce îți trecoar vreo două vorbe de dulce, nesimțitul încheie discuția pe un ton șuierat și repezit. Mergi tu pe stradă, băi tăgârță! Vrei să mă calce mașina? Între aceleași coordonate s-ar desfășura și discursul nesimțitului pe role, dacă s-ar opri ca să te bagi în seamă. În cazul lui, totuși, modalitatea de circulație printre pietoni îi îngăduie să nu-i avertizeze pe imprudenții care nu se lipesc de ziduri, ci să-i măture din drum cu ghionturi în plex, însoțite de chiuituri victorioase. Trotuarul este depozitarul multor manifestări de nesimțire. Pe el calcă neveste cocârjate sub greutatea bagajelor, vegheate de cap de familie care își transportă grijoriu sticla de bere pentru mici și meci. Tot pe el aterizează cojile scuipate pe bandă rulantă de amorez care își rotunzesc birea sub binecuvântarea florii soarelui sau a bostanului. Pe același covor asfaltic primitor aterizează mucurile aruncate direct pe geam de fumătorii care țin prea mult la scrumiere ca să le murdărească. Și tot aici
Nimeresc pielețile azvârlite pentru maidanezi, tampaxurile însângerate, foile de varză rămasă de la salmare sau chiar pungi de gunoi cu totul, îndeosebi când plouă, fiindcă atunci nesimțitul știe că stropii de apă n-ar face decât să-i compromită frizura gelată. Sigur, oricine are bani destui poate să închirieze un motoscooter, să despice apa și să se avânte într-o plimbare departe de forfota turiștilor care joacă volei, se bălăcesc, își fac nevoile sau se sărută. Pe nesimțit îl recunoște însă în funcție de felul cum se comportă după urcarea la bord. Individul se crede la un raliu de a cărui câștigare îi depinde viața. Imediat după ce achită taxa, smucește decis motoscuterul și demarează în trombă, gata să facă bucăți pe oricine cutează să-i stea în care. Se simte mai stăpân pe situație decât Leonardo DiCaprio la prova Titanicului și are grijă să ia martor toată suflarea. E drept, în unele locuri există zone rezervate acestui tip de distracție, dar nu peste tot. Nesimțitul adoră ca la întoarcerea din larg să-ți dea iama printre turiștii aflați în apă, să-i sperie sau să-i provoace. Iar dacă ochiul lui vigilent observă o tânără care nu pare să aibă însoțitor, să te ții. Motoscuterul se îndreaptă direct spre ea, iar nesimțitul frânează la câțiva centimetri distanță, rânjind arogant și făcând să-i tremure bicepsi și tatuați. În apă miroase a cherosen, iar din loc în loc pete uleioase marchează popasurile anterioare ale plimbărețului. Și așa mai departe, malacul care scoate Dobermanul la plimbare și veghează defecația în centrul geometric al trotuarului, tot nesimțit se cheamă. Amatorul de aer curat și de natură, care lasă un morman de resturi și ambalaje în pădure după spectacolul de sunet și lumină al grătarului manelizat, intră în aceeași categorie. Tot aici trebuie încadrat șoferul de ambulanță care declanșează sirena și intră pe contrasens, fiindcă l-a sunat consoarta și l-a anunțat că peste un sfert de oră e gata ciorba. Sau ospătarul care te ridică de la masa la care te-ai așezat și de pe care plăcuța cu rezervare lipsește, invitându-te neceremonios să-ți cauți alt loc, fiindcă aici stau clienții. Inserția nesimțitului în fibra vieții de zi cu zi are loc implacabil și nu admite replică. Ești condamnat să te lovești de nesimțit în orice împrejurare. Și când ți-e lumea mai dragă și când ai da orice pentru un dram de intimitate. Decalogul nesimțitului. 1. Fii strident. Luptă cu toate mijloacele împotriva discreției. 2. Nu te gândi la ceilalți. Fii egocentric. 3. Pătrunde pretutindeni. Nu te lăsa marginalizat. 4. Fă prozeliți. O să vezi că nu e foarte greu. 5. Batjocorește lucrurile grave. Practică persiflarea, mai ales când nu e cazul. 6. Arată-te opac la argumentele celorlalți. Eventual, refuză-le de plano. 7. Caută mereu prin planul. Încearcă să fii contaminant. 8. Evită să spui întrebări. Drumul tău e unul al certitudinilor. 9. Convinge lumea să se plieze pe setul tău de non-valori. Nu accepta compromisuri. 10. Nu uita că marele tău dușman e bunul simț. Combate-l cu fiecare gest și cuvânt.